Încă o fază acum la poarta Botoșanului și să vedem. Este, nu este, incredibilă ratarea lui Ricardinho, singur la 6-7 metri de poartă. Șutează în... Șutează pe colțul scurt, a încercat să trimită fotbalistul voluntarului, însă mingea a fost respinsă. Rămâne 0-0, minutul 12, această primă ocazie importantă pe care o au gazdele. Vorbeam despre acel ultim joc desfășurat aici la voluntari între cele două formații în luna mai acestui an. Pe banca gazdelor stătea atunci Adrian Mutu, la oaspeți tot Costel Enache. Din fotbaliștii folosiți atunci din primul minut, revedem ocazia și intervenția excelentă a lui Frasil în fața lui Bellamer. Din jucătorii folosiți atunci de Costel Enache mai sunt astăzi pe teren